din nou pe malul apei, de această dată revenind în incinta lacului Valdan, un lac care, așa cum am spus și în trecut, ține exemplare frumoase de crab. În plus, în această iarnă, lacul primind noi exemplare, pe lângă cele care deja existau, primind un număr destul de însemnat de exemplare mari și, bineînțeles, pe lângă acești crab de talie mare, există și acei carași pe care i-ați văzut în filmările anterioare. Niște carași mari, niște plătici mari și acum cu venirea zilelor mai călduroase, ca să zic așa, nu foarte călduroase, deoarece noaptea încă mai avem temperaturi cu minus 1, minus 2 grade, dar în timpul zilei fiind frumos, am revenit pe malul apei pentru a vedea dacă de această dată pot să păcălesc 1-2 exemplare de talie mare. Astăzi pescuiesc la metod, fac un pescuit pe așteptare, ca să spun așa, de aceea am să folosesc două lansete. Una am să o folosesc strict numai cu pelete, iar una cu nadă. Lanseta cu care voi pescui cu pelete o voi poziționa pe un vad urmărind peștii de talie mare, iar lanseta cu care pescuiesc cu nadă voi crea un alt vad pentru caras, pentru a mă ține ocupat, deoarece sper ca acești pești de talie medie să fie puțin mai activi decât exemplarele de talie mare. Vadurile mele de astăzi sunt poziționate în stânga și în dreapta mea. Undeva în partea dreaptă am niște crengi care iasă din apă, la fel am și în partea stângă. Este o diferență între vaduri de, cred că, 15 metri, aproximativ 15 metri. Pe vadul din partea dreaptă, cum stau poziționat acum, partea stângă, după ce voi fi poziționat către apă, voi pescui după pești de talie medie, iar în vadul din partea stângă a mea, în partea dreaptă, după ce voi fi poziționat către apă, voi pescui după pești de talie mare, deoarece și acolo sunt niște structuri, dar acestea sunt mai apropiate de insulă și sper ca densitatea de pești de talie mai mare să fie puțin mai ridicată în acea parte. Pentru înălțimea de start, voi vrea să duc în vadul pentru pește mare vreo 7 metoduri de pelete pe care nu le voi strânge foarte tare, vreau să se desfacă la impactul cu apa destul de repede. Acest vad dorind să-l nădesc puțin mai bine, iar pe vadul de caras voi nădi doar cu 3 metoduri acum la început, pentru că nu știu comportamentul lor, nu știu câtă nadă trebuie duse la pește de talie medie și nu vreau să inund vadul cu nadă. Pentru a duce mai multe pelete în vad, metodul se poate încărca liniștit și cu mâna, fără ajutorul matriței, deoarece în momentul nădirii nu este neapărat nevoie de o prezentare a peletelor pe metod foarte, foarte atractivă, ca să spun așa. În plus, încărcarea cu mâna face ca metodul să fie mai încărcat, se duc mai multe pelete. Dacă o să studiați filmele pescarilor din Occident, în special ale pescarilor din Anglia, o să observați că foarte rar folosesc matrițele, ei încărcând de cele mai multe ori metodurile din mână, atât în timpul partidei de pescuit, cât și la nădire. Dar pentru ca metodul să arate frumos atunci când se lansează pentru a urmări peștii, o prezentare făcută din matriță este clar mult mai atractivă, în primul rând, pentru pescar. Arată mult mai bine și probabil încrederea în lansarea făcută cu un metod încărcat frumos este mai mare.
Acestea fiind spuse, mi-am nădit vadul de crab, atașez un cârlig, am la dispoziție VMC 7016 legate cu spin, deci o să atașez momeala de cârlig cu spinul, cu ajutorul spinului. Iar ca și momel de cârlig, am la dispoziție astăzi, sau mi-am ales ca să am la dispoziție, în primul rând, washters. De ce washters? Pentru că sunt niște momele de cârlig care au culori prespălate și în perioada rece de cele mai multe ori mi-au dat rezultate foarte bune. Pentru vadul de crab am să încep cu un washters de 7 mm, destul de mărișor, dar așa cum am spus, și peștii pe care îi urmăresc acolo sunt unii de talie mare. Modelul roz. Pelete care deja sunt perfecte pentru a fi utilizate. Am luat peletele, le-am umectat, le-am lăsat timp de 3 minute. Se pot lăsa între 2 și 3 minute cu apă, acoperite cu apă, după care trebuie scursă apa, lăsate alte 20-30 de minute pentru a trage apa de pe suprafața lor și peletele sunt numai bune pentru a fi utilizate. Acum vine rândul vadului de caras, care este la o distanță mai mare puțin de, decât vadul de crab. Am să duc 3 metoduri de nadă, după care am să atașez un cârlig, momeală și încep și pescuitul la caras. Am nădit și vadul de caras. Aici voi utiliza un cârlig mai mic. Am să folosesc un cârlig 7016 care are bandă de silicon, inel de silicon pentru a atașa momeala. Acest cârlig este numărul 16 pentru lanseta cu care pescuiesc după peștii de talie mare. Am pus un cârlig numărul 14. Sper ca mărimea cârligului să nu creeze probleme. Iar pentru vadul de caras am să utilizez un washters, dar mai mic, tot culoare roz, dar mărimea de 5 mm. Am la dispoziție și miniurile, dar carașii fiind de talie mare, sper ca momelele de cârlig de 5 mm să fie ideale. Oricum, în timpul partidei, dacă prezentările nu sunt foarte dese, am să folosesc și momelile mini pentru a vedea dacă sunt diferențe. Alegerea nadei a fost una simplă, ca să spun așa, deoarece din trecut deja știu că F1 Suite funcționează pe acest lac. Așadar, ca și nadă, pentru caraș și pentru eventualele plătici, am să folosesc F1 Suite. Pentru peștii de talie mare am ales să utilizez peletele simple de făină de pește, fără niciun fel de aromă suplimentară, la care în momentul umectării am adăugat și puțin din aditivul lichid Hot Crab and Grill,
un aditiv nou lansat de către Dynamite Bates pentru acest an 2024, un aditiv care, așa cum spune și numele, are în componență crab, krill și o componentă iute, o componentă care, din punctul meu de vedere, ajută în perioadele în care temperatura apei este scăzută. O, ce trăsătură am avut, m-a luat pe nepregătite. Incredibil. Era să-mi ia bățul din suport. Dar până la urmă e și normal, fiindcă distanța nu este una foarte mare și acolo unde am nădit cu pelete, cu siguranță vor veni pești de talie mai mare. A început între timp să sufle și vântul. Prezentarea am avut-o chiar în ultimul minut, între minutul 9 și 10. Deci, probabil va fi un pescuit de așteptare. Și ăsta nu e un pește mic, nu este nici foarte, foarte mare, dar nu cred că este un pește mic. Are câteva kilograme bune. Mi-am pregătit un cap de mincioc mai mare, pe măsura peștilor care sunt în acest lac. Mi-am montat și un flotor, pentru că în momentul în care faci un drill-uri cu pești mai mari, de multe ori este poziția aceasta pe care am avut-o eu acum, adică lanseta într-o mână, cu cealaltă mână mulinez și e bine ca minciogul să stea pe apă. Ce frumos e! Am reușit și am capturat primul pește. Uitați-vă ce culori frumoase are! Este sănătos. Și am să vreau peștii care sunt de până în 4-5 kg să-i țin la juvelnic. Poate reușesc să fac o poză frumoasă de final. Am lansat și am avut prezentare direct. Carașii încep să fie activi și pe vadul cu pelete. Un lucru care mă bucură, fiindcă am activitate. Îmi place să am activitate când ies la pescuit. Și trebuie să vă mărturisesc că am mai avut în trecut o partidă care nu a fost filmată, o partidă de plăcere în care am folosit o nadă aditivată cu un aditiv iute și am avut atunci, cred că una dintre
cele mai bune partide de pescuit la caras făcute vreodată. Cu o cantitate impresionantă de caras. Și văd că și de această dată am același randament pe o nadă aditivată cu iute. S-a dat drumul. Da. Am avut o prezentare de crab și și-a dat drumul. Am prezentări de caraș, am avut și de crab, dar l-am scăpat. Oh, ce frumos e carasul. S-a bate în 800 de grame. De când a început să bată vântul mai tare, peștii s-au oprit. Nu am mai avut prezentări atât de dese. Adevărul e că am nimerit și ora amiezii, când de obicei în această perioadă, în orele amiezii, peștii se cam ridică sus între ape din cauza puterii soarelui, din cauza puterii, din cauza razelor soarelui care încălzesc, se ridică între ape și există tot timpul o perioadă de pauză între ora 12 și 2 în care prezentările nu sunt atât de dese. Da. Am avut două lansări consecutive fără prezentare pe vadul cu pelete. Un lucru ciudat ținând cont de faptul că ultimii trei pești am avut prezentare la 2 minute fiecare, așa că eu cred că am rămas fără mâncare în vadul meu. Lucru care am să-l corectez acum, nădind din nou vadul, adică ducând acolo 5 metoduri de pelete. Și fac acest lucru deoarece cu siguranță dacă peștii sunt activi, lucru deja care a fost dovedit, fiindcă am avut prezentări rapide, și dacă peștii sunt activi, au nevoie de hrană. Trebuie să ne gândim că un metod sau peletele de pe un metod pot fi consumate ușor de către un caras de talie mare.